Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Voi spune numai lucrurile care țin de interesul public, așa cum îl înțelegem noi ca jurnaliști. Motivele îndepărtării au fost, din punct de vedere al trustului Ringhie, nepotrivit strategice, în primul caz cel al lui Cătălin Țepelin, reducerea vânzărilor ediției tipărite în cazul primei concedieri și închiderii ediției tipărite a Gazetei Sporturilor. Acum au fost probleme legate de structura digitală a companiei Ringhie, care editează în România cele două publicații, nu mai sunt deja ziare, Libertatea și Gazeta Sporturilor. Ilustrativ este un moment pe care l-a trăit colega mea Iulia Roșu, redactorul șef adjunct al Libertății, care în momentul în care l-a întrebat pe CEO-ul, pe directorul general Dan Puică al Ringhie România: bine, mă dați afară, dar tu, ca director general, știi ce fac aici? Răspunsul a fost nu. Înțeleg că v-au desfințat o secție de sport care nu există, nu mai există de 5 ani? Da, bun, asta se mai întâmplă pe la corporații. Când se apucă să facă restructurări, inventează motive și aici, da, la Libertatea au luat o decizie excepțională. Da, e o decizie foarte, foarte, e o decizie corectă, numai că ea a fost luată în urmă cu 5 ani chiar de către noi. În fine, mult mai important și mult mai interes public pentru oameni, lăsându-ne pe noi deoparte, este următorul lucru. Noi nu am vrut să cedăm tuturor presiunilor la care am fost supuși vreme de peste un an. De pildă, lui Cătălin Țepelin s-au cerut articole înainte de publicare când ele vizau industria de pariuri. Nouă tuturor a refuzat. Nouă tuturor ni s-a cerut să facem ca în Bulgaria, că Ringhie are în Bulgaria o asociație de lobby pentru industria de pariuri, să facem și noi una în România. Repet, o organizație de presă occidentală are, este parte prin publicația sa din Bulgaria, a unei organizații de lobby care pune presiune pe guvern ca să dea condiții mai bune firmelor de pariuri din care această organizație face parte. Da. În cazul Libertății, apropierea anului 2024, și aici ajungem la chestiunea de interes public, noi știam despre mișcările care urmează să aibă loc, dar nu puteam face altceva decât să ne opunem. Oamenii ne întreabă: și n-aveți un plan? Ce faceți acum? La ce publicație mergeți? Nu avem niciun plan. În momentul ăsta căutăm posibilități, dar sigur, fiecare pentru gândindu-se în primul rând la el, că nu la el în sensul că nu stăm acum să facem revolte, să facem revoluții într-un sens al furiei. Nu, lucrurile trebuie gândite. Și ca echipă, ca oameni care am făcut investigații de-a lungul timpului, unele foarte multe, altele mai puțin reușite, ne gândim cum să servim în continuare publicul. Oamenii se gândesc: bine, dar atunci de ce v-ați luat de piept, ca să zic așa, cu acționarii, cu proprietarii voștri, dacă n-aveați nimic pregătit? Pentru că nu există nimic pregătit în acest moment. Pentru că nu puteam face altceva. Pentru că un pilot, dacă se urcă la manșa unui avion, nu se gândește dacă el va decola sau va începe să meargă pe autostradă. Dacă îi cere patronul companiei aviatice să meargă pe autostradă alături de mașini, nu va merge pe autostradă, că nu e treaba lui să facă asta. Și pune în pericol și avionul și mașinile. Noi, ca jurnaliști, nu aveam cum să falsificăm această profesie. Da, e dreptul oricărei companii să aibă să facă din ziarele sale ceea ce dorește. Dar e un drept sacru, suntem o țară UE, respectăm proprietatea. Dar nu are dreptul să transforme meseriile după cum dorește. Asta nu se poate. Și publicăm astăzi, colegul meu, Cristian Andrei, în tot acest context, noi continuăm să ne facem treaba, suntem în preaviz până la începutul lunii ianuarie, publică unul dintre articolele care face parte dintr-o serie extrem de incomodă, care a tras atenția asupra ziarului Libertatea în ultimii ani. E vorba de banii care merg de la partide către televiziuni și felul în care pe acești bani, care sunt banii noștri, ai tuturor, bani publici, se face propagandă. Sumele pe care, din surse extrem de multe, confirmate în interiorul partidelor, confirmate în interiorul televiziunilor, le arată astăzi Libertatea prin semnătura colegului meu Cristian Andrei, e un veteran al acestui subiect, încă de pe vremea când era la Europa Liberă, s-a ocupat de subiectul ăsta, sunt
șocante, sunt perplexante în fața oricărei comparații. Concret, în ultimele 12 luni, 1 milion de euro din bani publici de la PNL a mers către site-ul televiziunii Digi24. Articolele nu au fost marcate cu publicitate, însă au fost trimise pentru plata la partid și au fost plătite. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să zică și oamenii vor ce bine, dar 1 milion de euro e mult sau e puțin? Păi haideți să ne gândim. 1 milion de euro a încasat un site de televiziune de la un singur partid, PNL, unul dintre partidele mari. PSD-ul dă și el acelui site și altor site-uri foarte mulți bani. 1 milion de euro încasează din toată piața de publicitate, inclusiv de la Google, de la firmele din România, de la firmele din străinătate, de la sute și sute de firme cu care este în contract, un site din primele 10 sau orice site din primele 10 site-uri din România, tot aproximativ 1 milion de euro încasează, însă din mediul privat, în mod transparent. Sau, un alt exemplu, 1 milion de euro aproximativ strânge recordă tot într-un an de zile de la miile de oameni și zecile sau sutele de firme care donează pentru jurnalismul lor independent. Deci, haide să comparăm lucrurile, să le punem față în față. Practic, noi dăm bani partidelor ca să-și facă, democrația costă, am convenit că le dăm noi bani partidelor ca să-și facă publicitate. În cazul ăsta, ei nu-și fac publicitate. Ei cumpără știri mascate, dar nu pentru site, de fapt, da? Pe site una apar unele dintre ele, dar de fapt ei cumpără știri mascate și bunăvoință și protecție la televiziunile site-urilor cărora le dau bani. Că asta le interesează în primul rând. Sigur, și site-urile sunt puternice în România, dar în primul rând televiziunile le interesează. Dar de ce nu dau direct la televiziuni? Pentru că nu e voie. În afara campaniei electorale, legea spune că nu e voie să dai bani direct la televiziuni. Și atunci noi suntem în următoarea situație. Practic, niște tarife inventate, mult mai mari decât tarifele reale, sunt trecute în niște contracte, iar serviciul respectiv nu e cel care... Serviciul prestat nu e serviciu scris. Adică, acolo spune publicitate, dar de fapt, dacă îi întreb care este publicitatea pe care ați primit-o, ei nu vă pot arăta decât niște știri, ceea ce n-au voie conform legii. Noi am fost critici de-a lungul anului la adresa primarilor, șefii de consilii județene, șefii de la achiziții publice din ministere. Dacă orice om din minister, dintr-un minister, dintr-o companie de stat, dintr-o societate publică, dintr-o primărie, ar cumpăra la acest preț orice produs, de la, să zicem, nu știu, am dat exemplu unei sticle de apă care costă 1 euro, dacă ar cumpăra-o cu 1000 de euro, cum se întâmplă în cazul ăsta, mâine, nu doar Curtea de Conturi, dar procurorii ar bate pe bună dreptate la ușă. În cazul ăsta se circulă zeci de milioane în fiecare an, că adunate toate aceste sume, sunt zeci de milioane. Bani publici și nimeni din interiorul justiției române nu face nimic. Toată lumea se face că nu, fenomenul nu există, fiind unul dintre cele mai periculoase fenomene pentru o democrație. Pentru că, de fapt, nu e vorba doar că ei inventează tarife și prestări false. E vorba de altceva, că în loc să ne dea apă, revin la metafora cu apă, ei ne dau nouă, de fapt, o sticlă de apă e tranquilizant. Da? Încearcă să ne sedeze cu acele știri false ce fac și propagandă. Inventează laude, realizări și eludează, interzic practic criticile la adresa partidelor care ne conduc mâine, că aici nu contează culoarea politică a partidului. Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Îmi mulțumesc așa, din poziția mea de cititor pentru și de membru, cum să spun, de membru al cetății. Pentru toate anchetele pe care le-ați făcut voi la Libertatea în ultimii ani, anchetele de după Colectiv, Exifarma, Secureanu la Malaxa, cred că sunt sute de anchete, sunt câteva zeci care au ieșit în evidență. Sper că veți rămâne tu și echipa ta în zona publică, ca să oferiți astfel de informații publicului și în continuare. Cred că o veți face. Cred că suferiți de
aveți, în afară de vocație, aveți și acest microb căruia nu vă puteți opune, și anume căutați să spuneți adevărul și să spuneți publicului, pentru ca publicul să-și ia decizii corecte în baza informațiilor pe care le primesc. Asta este cea mai bună definiție a presei pe care o știu eu. Noi continuăm să te așteptăm aici în fiecare marți și să te ascultăm. Mulțumim, Cătălin! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.